Vă salut, vă salut, dragi prieteni, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gândește de votează printre ultimele emisiuni, doamnelor și domnilor, pentru că ne apropiem de ziua de 9 iunie, mai avem câteva zile, două, 3 zile până pe 9 iunie, atunci când vom merge la vot și ne vom alege, cum știți foarte bine, primarii, consilierii locali, consilierii județeni, președinții de Consilii județene și, bineînțeles, și europarlamentari, adică cei care ne vor reprezenta la Bruxelles. Ei bine, doamnelor și domnilor, apropiindu-ne de final, așa cum spune românul, adunăm informațiile și încercăm să le punem în cap la cap pentru a prezenta niște concluzii. Avem uh, invitat în platou un domn foarte cunoscut uh, romașcanilor. Este vorba despre deputatul Dan Laurențiu Leoranu, pe care salut, bine ați revenit. Vă salut, mulțumesc de invitație salut și pe toți cei care ne privesc. Toată lumea știe că sunteți candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de uh, primar al, al municipiului Roman, Roman. Da, Este un lucru cunoscut. Sunteți deputat de atâta vreme. Ați fost deputat. Încă sunteți deputat și în acest moment. Candi ați fost primar atâtea mandate la Roman. Ați venit. Uh, pe parcursul acestei campanii electorale cu o, o serie de informații extrem de interesante pentru Romașcani, proiectele pe care dumneavoastră le-ați realizat cât ați fost primar și, bineînțeles, ceea ce v-ați propus pe toate liniile, sănătate, infrastructură și așa mai departe. Aș vrea cumva să concluzionăm și să revenim asupra proiectelor pe care le promis, le-ați propus romașcanilor, pentru că nu puteți să le puneți în aplicare de unul singur, trebuie să aveți sprijin. Și sprijinul Consiliului Local este foarte important. Eu am amintit aici de fiecare dată sau de câte ori mi am, mi -am am adus aminte ceea ce spunea Traian Băsescu în 2000, dacă nu mă știu, când a câștigat Bucureștiul. Dați-mi și Consiliul, Consiliul General ca să pot să, ca fac, să, pot să fac treabă. Să da. fac ceea ce mi-am propus, Corect. pentru că un primar nu poate să fac de unul, ceea singur. Ce, de unul singur. Are nevoie de majoritatea în Consiliul Local. Evident. Iar dumneavoastră știți foarte bine că aveți experiență. Ați avut, cred că nu mai ați imit, chiar, ați avut majoritate în primul mandat? Nu, în primul mandat n-am avut majoritate, am avut 8 consilieri din Dumnezeu. 21, apoi am avut majoritate și ultima dată, la al treilea mandat, am avut majoritate calificată, 15 din 21, când am și reușit să lansez foarte multe proiecte și pe urmă am plecat în Parlament tocmai pentru că nu eram mulțumit cu ceea ce. Trebuia să chivernisez doar de aici de la Roman și am dorit să împing mai multe proiecte, mai multe fonduri către Roman și am reușit să fac acest lucru, lăsând așadar în urma mea pe cel care mi-era viceprimar atunci pe care l-am propus ca și consilier local, apoi l-am ridicat viceprimar, iar apoi l-am lăsat în locul meu primar, tocmai pentru ca eu, de la București, să încerc să aduc mai mulți bani, mai multe proiecte, să continue proiectele mele și am făcut acest lucru. Astăzi este contra candidatul meu, așa se întâmplă în viață. În politică în mai interes? Da, mai ales în politică. Cineva îmi spunea că este o zicătoare la român că crești șarpele la piept, nu o ar zice chiar așa, dar sigur, câteodată ai și un gust amar când știi că l-ai luat pe un om, l-ai propulsat, ai, -ai încercat să-l da. înveți, l-ai sprijinit și apoi... Încearcă cu armele pe care i le-ai dat spre a face lucruri bune să facă rău celui pe care l-a păstorit. Da, mă rog, se întâmplă în viață, și mai ales, cred că și istoria noastră, a românilor. Are punctat deasupra evenimentelor ei un șir întreg de trădări. Multe episoade de Da, spunea zice iubesc trădarea, că îmi pot obține informații, dar îi pe trădător pentru că știu că nu mă pot baza niciodată pe caracterul lor. Oamenii sunt oameni. Marea masă sunt oameni de bună credință, sunt oameni care merg cu o gândire pozitivă și pentru ei eu candidez. Uh, vin așa cum am spus cu experiența Celor 9 uh, ani de primar La Roman când am lansat Am început și am încheiat Foarte multe proiecte Chiar dacă vorbim de parcul municipal Din Roman, dacă vorbim din Strand De zona de picnic, de divertisment Sunt două zone, domnul Daniel În care vin oameni, nu doar din Roman Vin oameni din Pașcan Din Târgu Frumos, din Negrești Din Bacău, chiar din Piatra neam Și dumneavoastră știți acest da, lucru da, am creat, să zic, două puncte de atracție deosebit de elegante și de frumoase în municipiul roman. Nu a fost simplu, dar am reușit să fac acest lucru. M-am implicat foarte puternic în industria locală, în sensul în care am văzut că anumite firme, până a fi eu primar, mai ales în anii 90, s-au închis și atunci am gândit că trebuie să punem ceva în loc. Am fost unul din cei trei primari din România care am venit cu schemă de minimis de sprijin pentru mediul de afaceri, Uh, au fost un primar din Moldova și acela sunt eu și doi primari din Ardeal, Boc de la Cluj și Bolojan de la uh, Oradea era primar la acea vreme și am venit cu această schemă de minimis care mi-a fost aprobată de oficiul concurenței în sensul în care cei care investesc pe teritoriul municipiului Roman uh, în funcție de suma investită și a numărului de angajați pot beneficia de reducerea uh, taxelor și impozitor pe perioadă de 2 ani 3 ani, 4 ani, depinde de suma investită Investit. și câți angajați preiau de aici din uh, forța de muncă locală și astfel au venit uh, în Roman și TRV-ul uh, care are aproape 2000 de angajați, uh, vorbim și de uh, Oscar Strimu unul din cei mai mari uh, comercianți de combustibili fosili din Europa care are centru logistic la Roman vorbim și de Holcim care este într-o colaborare un parteneriat cu um, fabrica fosta fabrică de prefabricate din din Roman actualmente Socomu uh, sunt și uh, firme precum uh, care activează în zona comerțului, în zona logistică, cum este Centrul Logistic profil, lidl, da. lidl, lidl este și AMF Bruns, o companie germană pe care am reușit să o aduc la Roman, care face conveioare pe divizia de conveioare, acele benzi transportoare pentru aeroport, pentru transferuri de materii da, și da, materiale, ciment și așa mai departe, se fabrică la Roman. Și acum, vor o trei săptămâni, am fost la inaugurare, au deschis a doua fabrică la Roman, fabrica de module pentru persoane cu dizabilități. Acele module care se introduc în mașini au o platformă de ridicat, se da. închide, pune centura, asigură un confort și siguranță pentru persoana cu dezabilități, se fabrică tot la Roman. Vorbim așadar de lucruri care s-au întâmplat, de aproape 3.000 de locuri de muncă care s-au înființat la Roman datorită atragerii acestui investitori și eu cred că și sunt convins că această autostradă a șapte, pentru care am fost inițiator prin lege, am susținut-o de la tribuna Parlamentului, a mers în delegație și a fost conducătorul delegației parlamentare la Cotroceni pentru promulgare și acum se află în implementarea autostrada Moldova de la București, Ploiești, Bacău până la Siret, Suceava va aduce de asemenea un plus de oportunitate pentru Roman. Vedem că lucrurile se desfășoară foarte repede. De altfel am avut invitat în Roman și pe fostul ministru a transporturilor, Lucian Bode, cel care a pus în planul de investiții din PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, cele două autostrăzi ale Moldovei, A7 și a Unirea A8, care leagă cu Occidentul, cu Ardealul și cu Occidentul, părintele, practic, acestor două autostrăzi. Și vedem că autostrada A7 se mișcă într-un foarte bun. Eu am încredere că în partea a doua anului 2025, adică anul viitor, în toamnă, vom putea merge la București pe autostradă. Această autostradă nu este doar o cale rapidă pentru persoane, pentru mărfuri, iar reprezintă și o oportunitate pentru atragerea investițiilor, a capitalurilor. Și suntem în discuție aici, chiar cu mai mulți investitori, și în acest sens am creionat un proiect împreună cu primarul de Cordun, Adrian Ciobanu primarul de Tămășeni Știfan Lucaci ca în zona de nord a orașului împreună cu viitorul președinte a Consiliului Județean George Lazar care e romașcan de al nostru de aici să construim un parc industrial. Consiliul Județean să ne sprijine cu împrejmuirea cu drumurile secundare de acces în parc cu rețele de apă canal gaz curent, astfel, încât să creăm infrastructura propice dezvoltării unei activități economice performante și Pot să dau romașcanilor o veste bună că săptămâna trecută deja un investitor a achiziționat lângă Lidl, lângă centrul logistic și depozitul central pe zona de est a României Lidl, o suprafață de circa 5 hectare pe care se va construi o fabrică nouă. Ei deja au început studiile, speră să obțină autorizația de construire până la sfârșitul anului, astfel încât anul 2025 să le permită atât construirea acestei fabrici, cât și deschiderea ei. E vorba despre circa 500 de angajați, o investiție de foarte multe milioane de euro. Și iată că începem să conturăm în acea zonă acel parc industrial. Pentru că am pornit de la următoarea idee orice comunitate își poate dori foarte mult, dar poate să facă funcție de ce posibilități sunt. Și atunci eu am dorit să cresc posibilitățile municipiului Roma de dezvoltare economică. Mai mulți investitori înseamnă mai mulți bani aduși în zonă, înseamnă mai multe firme care lucrează, înseamnă mai multe locuri de muncă, înseamnă o concurență și pe forța de muncă, ceea ce se o creștere salarială. Pentru că știu că un contracandidat de al meu spunea că voi face locuri de muncă. Primarul nu are cum să facă locuri de muncă. Dar primăria, primarul ce poate să facă? Să creeze mediul propice pentru ca investitorii să vină și ei să creeze locuri de muncă. De aceea am făcut, în perioada când am fost primar al Municipiului Roman, chiar și din poziția de parlamentar, pentru că, fac o scurtă paranteză, domnul Daniel, să știți, eu cât am fost parlamentar, eu n-am fost trup de viață a comunității mele. Eu eram prezent luni, marți, miercuri la București, miercuri, noapte, spre joi mă întorceam, ajungeam la o bucată de noapte, joi dimineață eu deja eram în cabinetul parlamentar, din Roman, unde primeam audiențele locale din Roman. Iar vineri eram în teritoriu în comune unde dădeam audiențe în stradă la întâlniri cu oamenii. Sâmbătă eram în Roman din nou la evenimente întâlniri cu oamenii. Duminică dimineață mergeam la biserică, că așa e dorința și simțirea mea, iar duminică la prânz la ora 1 măsuram urcam în tren din gară și plecam spre București. Deci eu n-am fost trup de comunitate. Eu în acești ani am fost mereu prezent în comunitate și oamenii știu pentru că eu în total în acești ani am avut aproape 20.000 de oameni în audiență. În acești 8 ani am avut aproape 20.000 de oameni în audiență. Dar numai din Roman. Și din împrejurim. Din 95% din Roman. Eu vorbesc la cabinet, restul toți ceilalți nici nu știu cu câți, pentru că la cabinet am înregistrate audiențele, da. știți, dar în Urui. teritoriul în comun mergând m-am întâlnit cu mii de oameni, n-aș putea să spun și nu vreau să mint. Dar în Roma am întâlnit cu oameni care deveneau, veneau cu diferite probleme mm. legate de, de comunitate, legate de familia lor, legate de uh, zona de serviciu și așa mai departe. Am încercat și am fost mereu aproape de oameni și acolo unde legea mi-a permis, întotdeauna m-am uh, implicat să-i ajut pe oameni să se rezolv problemele uh, fiecare în sufletul lui dacă se uită din Roman, cred că într-un fel sau altul, el sau familia lui rude sau prieteni de-a lor știu că au trecut prin cabinet și știu că au primit un ajutor din partea lui Laurențiu Leoreanu. Ajutor la nivel de Ajutor la po povețe, -po -po mă gândesc eu. La ajutor sfatură, de povețe, de la ajutor de a crea uh, o zonă de informare. Deu să nu credă lumea altceva, poate i-ați ajutat altfel. Da, în altfel fel. nu aveam cum. Altfel nu aveam cum, domnul Daniel, că Uh, oamenii dacă veneau, au pe o problemă orică au o boală, orică sunt într-un conflict cu un vecin, orică nu funcționează o rețea, orică e infundat un canal, da, că orică e o gaură într-un asfalt, orică un copac trebuie toaletat, orică s-a probușit o zonă dintr-un trotuar uh, deci probleme de stage. și pentru acesta chiar m-am implicat sunam și încercam să-i ajut pe oameni pentru că asta e menirea mea ca reprezentant al uh, comunității mele deci uh, am fost uh, mereu prezent aici, la toate activitățile Știți cum e, acum unii vin și candidează și spun ce o să facă, dar eu cred că uh, și candidat uh, pentru funcția de primar uh, trebuia deja să fie conectat și implicat în viața comunității. Și o să ziceți, da, dumneavoastră, când ați candidat prima dată primar, ați fost implicat, fost implicat în, viața în viața comunității. Exact. Sigur că da. Eu eram consilier municipal eu am luat-o pe trepte. eu am vrut să am o creștere normală n-am ars etapele am terminat facultate, am venit profesor, am devenit șef de comisie metodică la liceul numărul 5, cum se numea atunci apoi membru în Consiliul de administrație al acelui liceu apoi director adjunct al liceului apoi director general al acestui liceu, apoi am intrat consilier municipal, am obținut mandaj de consilier județean și apoi am candidat la, la a primăria municipiului roman. Așa încât din poziția de director al liceului și consilier municipal eu eram deja conectat la ceea ce înseamnă comunitatea mea. Cunoșteam, Cunoșteam și pulsul și problemele orașului și atunci am venit să aduc mai multe soluții și un plus de dezvoltare pentru roman și eu vă spun și de pe studiile sociologice peste 82% dintre oameni recunosc că Leoreanu a ridicat orașul, că Leoreanu a făcut lucruri frumoase și bune pentru oraș. Că a modernizat școli, că a modernizat a grădinițe, că am modernizat Spitalul Municipal, că am adus investiții pentru Spitalul Municipal în dotări de aparatură că am dezvoltat zona centrului istoric Ștefan cel Mare prin planul integrat de dezvoltare urbană circa 8 milioane de euro pe care i-am atras la Ministerul Dezvoltării pentru Roman pe 35 de străzi cu înlocuire de rețele, de apă, de canal, trotuare asfalt. Oamenii și uită pentru că într-adevăr cum spune poetul și uitarea scrisă în legile omenești. Dar dacă și-ar aduce aminte ce era înainte de Intra eu primar și aduc am, am, aminte foarte clar străzile cum erau uh, majoritatea găurite, trotuarele cum arătau, uh, haitele de câini care brăzdau uh, orașul, pentru că și aceea a fost o provocare și o activitate foarte grea. Acum rar vezi câte un câine în orașul romandat, mm -hmm. atunci circulau haite de 7-8-10 câini în toate zonele orașului vă pot spune așa că am reușit atunci în primul an să colectez din stradă, în primul an, pe urmă am mai scăzut, peste 1200 de câini. 1200 de câini mm -hmm. din stradă, da? după ce am făcut adăpostul de câini. Iar pe urmă s-a redus, anul următor, parcă au fost vreo 700, apoi vreo 400 și pe urmă s-a redus. Acum se strâng, cred că, 10-20 de câini pe an. Vediți-vă diferența. Era protanul cu acea zonă cu sutele de tone de cadavre în aer liber care emanau mirosuri penistențiale, da? Adică lucruri reale, corecte, pe care le spun cu adevăr. Închiderea gropii de gunoi, proiectul de reabilitare și extindere de rețele de apă în cartierul Nicolae Bălcescu, în cartierul Petru Rareș, reabilitări de trotuare, de drumuri. Unii zic sau chiar contra candidatul meu zice, da domnule, dar am făcut și eu. Era firesc să cont că de a intra primar, dar proiectele au rămas de la mine și în cartierul Nicolae Bălcescu și în cartierul Petru Rare și rețele de apă, trotuare. Ca... Sigur că s-au continuat, așa era și firesc, ar fi fost o crimă să nu continui aceste nu, proiecte am pe care le-am lansat, le-am început și le-am asigurat finanțarea. Dar eu cred că toate aceste lucruri pe care romașcanii le cunosc, bazinul de not, un centru rezidențial pentru bătrâni, casa bunicilor, centru pentru copii aflați în situații de risc cu părinți plecați în străinătate, casa copiilor, casa pâinii din România au masa, peste 300 de persoane cu probleme din punct de vedere social, financiar și așa mai departe. Toate proiecte europene, bani europeni atrași. Sala de sport de la Colegiul Tehnic Miron Costin, sala de sport de la școala Vasile Alexandrii adică s-au făcut reabilitarea sălii de sport polivalenta din, din municipiul roman. S -a, s -a, sunt lucruri care s-au întâmplat și oamenii le știu. Și nu curgeau banii, dar pentru o bună chivernisire, pentru o bună prioritizare am încercat să împing lucrurile mai departe. Bine, plecând de la această experiență de primar, apoi din Parlamentul României, pentru că eu în Parlamentul României nu am mers să fiu unul din cei mulți, să fiu și eu un deputat acolo. Ați avut, ați avut activitate. În am avut o activitate vizibil, pentru că am fost vice-liderul grupului parlamentar, am fost chestorul Camerei Deputaților, am fost vice-președinte Camerei Deputaților și actualmente sunt președinte Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, într-o perioadă grea cu conflict la graniță. Puțin lucru, așa este. Și dacă nu știi să gestionezi niște probleme acolo, ca acolo nu e doar partea legislativă de proiecte și așa mai departe, este vorba și partea de diplomație parlamentară, întâlnirea cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană sau NATO, întâlnirea cu reprezentanții atașaților militari, a ministrilor cum sunt numiți ei în fiecare țară, a forțelor armate sau miniștri de război, întâlniri cu ei, discuții, trebuie să ai grijă să știi să, să negociezi, să știi cum pui problema, cum vorbești, cum vorbești. vorbești da, adică și dacă nu ești într-o zonă în care să performezi, ești imediat înlăturat. De aceea eu cred că mi-am făcut treaba, iar de la tribuna Parlamentului sau de la din studiourile televizorilor naționale, eu întotdeauna am încercat să duc lucrurile într-o zonă de echilibru, să vorbesc despre orașul meu, să vorbesc despre județul meu, să-l promovez, pentru că despre ceva ce nu se știe, nu se vorbește și nu, nu prezintă interes. Atunci când promovez ceva, poți să deschizi anumite supape de interes și să ai un aflux pe care ți-l poți dori, fie că investițional, fie că e turistic către zona ta. Eu acest lucru l-am făcut și de curând ca președinte a Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională am inițiat un amendament la PLX 262 pe 2024 privind solda de grad, pentru că nu mai erau corelate solda de grad a uh, celor, în celor în rezervă cu cei activi. Era o doleanță, grupuri de uh, rezerviști sau uh, personal aflat în retragere mi-au uh, scris de-a lungul timpului și mi-au rugat, mi-am asumat, n-a fost simplu, mi-am asumat-o personal. Pentru că am avut uh, obstacole foarte grele. S Au fost uh, și persoane care s-au opus, să înțeleg. Da. Sau n-au văzut, probabil, în forma asta, modificarea. Mm. Nu s-a no, dorit această chestie, și Pintină eu pot să înțeleg. E o cheltuială da. foarte mare de la buget. Dar eu le-am spus foarte clar, oameni buni, niciodată nu vor fi bani să facem ceva. Dacă eu sunt aici, vreau să marchez existența mea și prin faptul că fac niște lucruri concrete pentru oameni. Și atunci am venit cu acest amendament, și cunoscut în România ca amendamentul Leoreanu, un amendament uh, prin care eu am propus această egalizare de soldă uh, de grad și care de, a fost votată la Comisia mea, la Comisia de Apărare pe care o prezidez, uh, care este comisie de Fond. Sunt două comisii de fond, adică două comisii raportoare, Comisia de Apărare și Comisia Buget Finanțe. Uh, la Comisia de Apărare a trecut cu acest amendament al meu, uh, cu raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise și respinse, uh, cel admis uh, fiind cel al meu, cele respinse fiind a unor colegi care aveau inițiativa bună în acest sens, dacă care modificau în substanță legea și schimbau forma de la Senat și ar fi intrat pe încălcarea principiului bicameralității și atunci ne intram în zona de neconstituționalitate și pierderea legii la Curtea Constituțională, și atunci am căutat forma cea mai bună care să modifice cel mai puțin legea, dar cu rezultate cât mai bune pentru oameni, și am discutat și cu colegul meu, domnul Bogdan Heiuș, președintele Comisiei Buget Finanțe din cameră, căruia i-am explicat tot acest demers, și eu sper că săptămâna viitoare va trece și de Comisia Buget Finanțe, dacă nu trece în această săptămână. Astfel încât să intre la plen. Și iată că, dintr-o inițiativă de ridicare unei probleme pe masă, pentru că toată lumea știa această problemă, dar nimeni nu vorbea nu de ea. De aia, de aia. da. Adică era ca un lucru. Tabo, da, așa, da, da. da. Nu ne băgăm acolo. Iată am luat problema și am pus-o pe masă. Iată am venit cu amendament, eu semnat de mine. Iată am la trecut pe comisia de asumat, apărare. Da. Mi l-am asumat și vă spun că am primit zeci de telefoane și în care mi s-a spus că nu fac bine, că ridic o problemă la nivel național, că această problemă va risca foarte multe um, da, s-apară și alte doleanțe în alte da, zone. Dar eu am spus, domnule, le luăm pe rând, trebuie să facem pentru oameni. Până la urmă, dacă ți-ai asumat uh, un, un rol de lider politic, un reprezentant a unei uh, comunități, uh, o reprezentare la nivel național, încercăm să facem niște lucruri pentru oameni. Pentru că așa niciodată nu se vor găsi bani, niciodată nu se va putea. Trebuie să fie și o determinare să facem acest lucru. Iată, am deschis subiectul, am inițiat, am aprobat și mergem mai departe către forma finală. Sunt convins că acest proiect va trece și îl vom rezolva deci am făcut lucruri și în parlament, dar nu doar de partea legislativă și partea de diplomație parlamentară m-am ocupat eu am avut mereu Romanul în suflet și ori de câte ori am prins o oportunitate am încercat să ajut Romanul și iată, vă dau exemplu cu s-a creat acel proiect național cu creșele, unde în fiecare municipiu, reședință de județ să se construiască câte o creșă am mers la ministrul Ceche Ati la ministrul dezvoltării de la acea vreme și am spus că trebuie să facem da. și la Roman, e al doilea municipiu din județ. Și el a zis, da, dar n-am decât câte uh, de județ o singură creșă, un singur proiect. Uh, și am zis atunci, păi da, dar hai să știm exact despre ce e vorba. Sunt 46 de județe în România cu toc sectoarele și știu că s-a aprobat 50 de creșe. Ai total un număr rotund. Din cele 50, una vreau pentru Face Roma. O concesie, da. Și am reușit să obțin acea concesie, am obținut acel proiect. Astăzi se construiește un proiect de 4,5 milioane de euro, o creșă mare de 110 locuri și în strada renașterii se construiește acea creșă. Iar la Ministerul Educației, la doamna ministru Ligia Deca, am mers și am discutat pentru a alocat aloca bani să construiesc o grădiniță lângă această creșă, astfel să creez Paliu, un campus preșcolar, să într-adevăr reușesc să aduc un element de noutate pentru părinți, pentru tinerii care au sau vor avea copii și care să aibă condiții bune pentru copiii lor, astfel încât ei fără grijă să meargă să-și desfășoare activitatea la serviciu sau activitățile conexe. Sunt lucruri pe care le faci dacă te implici în mod direct. Mi-aduc aminte de pandemie. În pandemie a fost o adevărată problemă și eu în fiecare zi sunam pe ministrul Nelu Tătaru și îi spuneam am problema asta la Roma. În conducerea doamna director, manager general îmi spunea, nu avem număr suficient de măști, nu avem număr suficient de complete, nu avem suficient de dezinfectant uh, și la un moment dat am intrat într-o discuție foarte aprinsă uh, cu cel care distribuia la acea vreme și care a intrat și în niște cercetări. Am știu văzut. Cine vă așa uh, și i-am spus foarte clar uh, domnul meu, eu am văzut tiruri trecând în țară, nu știu dacă toate au aprobare să meargă. Eu vreau ceva corect și legal, dacă nu, voi sesiza în 24 de ore a venit tir la Roman cu măști, cu complet, cu dezinfectant, cu medicamente, cu tot ce trebuia. La spital. La spitalul din Roman. Și eram în curte cu doamna manager când au venit mărfurile, s-au descărcat și așa mai departe. Deci am încercat să impulsionez. Tot în pandemie era problema cu uh, când s-au închis grădinițele, școlile, dacă vă aduceți aminte, și învățământ de la distanță, online. online. Nu erau suficiente tablete. Am făcut demers la Ministerul Învățământului, uh, era atunci ministru doamna Monica Anisie și am zis, trebuie să mă ajuți că nu mi-a Romanul e un oraș? la dimensiunea lui cu foarte multe școli gândiți-vă că noi în Roman avem 5 uh, licee, seminarii, școli uh, grădinițe Cine, și atunci, și atunci da, m a sprijinit a trimis un număr suplimentar de, de tablete pentru Roman uh, apoi când a venit cu Ligia DECA a discutat actuala ministra educației pe acest proiect de dotare, Smart Lab uh, dotarea cabinetelor și laboratoarelor școlilor din învățământul românesc și am reușit să atrag suma record de 150 de miliarde de lei la Rom ban bani care se implementează acum, în acest an. Dotarea cabinetelor, laboratoarelor, atelierilor, cu aparatură, ultimă tehnologie, device-uri digitalizate, aparate informatice și așa mai departe. Iată cum se dotează. Deci m-au interesat să arate bine și pereții, geamurile, ușile și acoperișul școlilor, dar m-a interesat să facem și dotarea necesară pentru actul instructiv educativ. Asta înseamnă o implicare directă și am reușit pe două căi de finanțare. Una, deci Aici recunosc că am fost mai isteț decât alții și am reușit să duc o, o ramură a proiectului prin primărie. Școlile împreună cu primăria au creat a, o finanțare de la minister și școlile cu inspectoratul împreună cu doamna inspector general Dana Păiuș uh, pentru uh, finanțări pentru școli. Deci am obținut două căi, da. pe două căi să aduc cât mai multe fonduri. Acum se uh, implementează. Uh, de, la sfârșitul anului trecut, aveam legea bugetului. Las, legea bugetului, primarul spune, avem un proiect bun cu Smirodava, aș vrea să-l începem cu schimbări de rețele de apă, trotuare, parcări, reabilitarea acestui bulevard important, dar care rămăsese cam la urmă și era cumva o nemulțumire a noastră că nu reușeam să-l finanțăm. Și zice, nu am bani suficienți. Zic, bă, nu știu, nu pot să-ți promit că reușesc, dar încerc. M-am dus la tribuna Parlamentului, mi-am anunțat amendament de la tribună și am spus că sunt oameni, că se o reția, că e o aglomerare municipală uh, în zona, Avem de nevoie funcție. de acești bani, 10 miliarde de lei pentru municipiul roman. Recunosc, recunosc că am creat un lobby uh, și în zona uh, UDMR-ului, am creat un am lobby și o partire. parte din zona PSD și din zona uh, USR-ului, astfel încât să pot să-mi trec amendamentul. Și am trecut amend acest amendament la legea bugetului și am adus 10 miliarde de lei pentru roman care au intrat la începutul acestui an și acum iată au început lucrările pe Bulevardul Smirodava cu acei bani pe care eu am adus de la bugetul național. Adică am vrut să vă dau doar câteva exemple de câteva lucruri ca parlamentar dincolo de activitatea specifică ce am făcut pentru Roman. Toată această experiență de primar, de parlamentar care efectiv a contat în economia uh, acestei uh, activități desfășurate, uh, îmi dau experiența necesară, uh, îmi dau cunoașterea și a instituțiilor publice centrale, a organismelor europene, a mecanismelor de atragere a fondurilor către comunitatea mea, astfel încât ca primar să fiu în momentul de față omul cel mai potrivit care poate să relanseze relanseze economic uh, municipiul roman, relansarea economică prin parcul industrial, am corelat-o pentru că îți dorești să faci un parc industrial, dar ai nevoie de forță de muncă. Și atunci am gândit la liceu industrial discutăm, discutăm numărul 1. Să proiectele pe care le aveți dumneavoastră în vedere. Așa, vorbim de un centru educațional profesional dual care să pregătească forța de muncă din întreaga zonă metropolitană. Zona metropolitană e compusă de roman aflat în centru și 28 de comune care gravitează în jurul romanului pe o rază de 35 de kilometri însumând 235.000 de locuitori. Acum, unii vin și spun, candidează și spun N-au acoperire Zice, să cum v-am zis, facem locuri de muncă mai bine plătite Primarul nu poate să facă El poate să creeze doar ambientul pentru a face Iar pe urmă zice Vreau să Aduc tinerii acasă Lucrurile trebuie văzute dintr-o perspectivă realistă Unii tineri au copii acolo Au serviciu e Au locuințe de... sau au înțelenit E mai greu Unii doresc să se întoarcă. Dar provocarea pentru mine este ca tinerii care vin din spate să nu mai plece. Ca să nu mai plece, au nevoie de locuri de muncă și am spus ce fac pentru acest lucru. Au nevoie de o bună instruire profesională. Vedeți dumneavoastră PSD-ul prin doamna Andronescu cu ani urmă a distrus învățământul profesional și tehnic din România. A pus în loc un surogat, așa zise școală de artă și meserii, care scotea tineri pe bandă cu diplome, dar care nu știau să facă nimic. Noi trebuie să ne întoarcem la acel tradițional învățământ profesional prin care tinerii se formează și au o meserie. Din bătrân se spune meseria este brățară de aur. Vreau să pun oamenilor pe mână acea brățară de aur, prin meserie. Pentru că, domnul Daniel, să știți că e foarte greu să găsești în ziua de azi un instalator, un electrician, un templar bun, un, un strungar bun, un sudor, mai ales în autogen sau în gaze rare, de meseria și nevoie totdeauna. Meseriașii buni au cam plecat către Occident. Trebuie să creem noua pătură, noua coloană vertebrală, clasa de mijloc a societății. Pentru că să știți, un bun profesionist câștigă astăzi, în roman, chiar mai bine decât mulți care au studii superioare. Și eu vă spun că un electrician pe care eu îl cunosc, în roman, câștigă între 8.000 de lei și 10.000 de lei pe lună. Bani în mână. Domnule muncește de dimineață până seara, omul într-adevăr, dar ăla, și câștigă, să... dar și câștigă. e bun, e meseriaș și fiii meseriașul îl caută toți. Ca să-ți faci un lucru trebuie să-l programezi, deci îți faci programare la el Așa și te trece în caiet da. când poate să vină. Absolut, Iar da. dacă în ziua aia nu ești acasă sau la ora aia ai aia pierdut, trebuie da. să faci programare uh, ca, la ca la medic altă da. Deci. Nu, E un proiect interesant, cu siguranță o să-l reluăm și o să-l dezbatem. Nu mai avem timp în această ediție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cine ne-au ne, cumva ne, ne forțat da, să Respectăm, respectăm regulile, deci trebuie regule. să plecăm cu Cum toții. Să, să respectăm regulile și pe ele să creăm oportunități Re, obicept, corecte, tu. legale pentru comunitățile Dar revenim noastre. Revenim asupra acestei, acestui subiect extrem de interesant, zic eu, și care va fi, dacă va fi implementat, urmașcanii mașcanii vor avea mai de câștigat. Noi vă dorim un succes, ne revedem. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, simate la revedere. Doamne, ajută tuturor. thank you